Da, și Duhul și Mireasa spun vino, Doamne Iisuse. Și Dumnezeu s-a putea spune amin, nu? Într-o familie s-a născut un copil orb. Mama a încercat cât a putut ea de bine să-i explice cât de frumoasă este natura. Cât de frumoși sunt copacii care înfloresc primăvara. Și cât de verde este totul în jur atunci când zăpada și frigul dispar, cât de plăcut este cerul. Dar într-o zi, mica aceasta a auzit despre un medic care face niște operații cu totul speciale și a decis să-l ducă pe copil să fie operat. După operație au fost pus bandaj în jurul ochilor, i s-a cerut la o anumită zi specifică să revină la spital, la clinică, pentru a-i se da jos bandajul. Și, mă rog, emoțiile erau foarte mari, copilul este pe scaunul medicului, rând pe rând se dau la o parte feșele acelea și în cele din urmă se dă ultima. Și copilul aleargă spre geam și strigă disperat. Mamă! Niciodată nu mi-ai spus cât de frumos este cerul albastru și cum arată păsările care ciripesc și ce fețe frumoase au oamenii și cât de plăcute sunt florile. Și în timp ce mama este înlăcrimată, se întoarce spre el și spune, dragul meu, am încercat cât am putut de bine să-ți explic. E tot ce am putut face. Acum, în sfârșit, Vezi tu cu ochii tăi, dragi frați și surori. Bine ați venit la capitolul 21 din Apocalipsa. Felicitări pentru că ați rezistat până acum. Și iată-ne în capitolul acesta că suntem la finalul istoriei umanității. Am ajuns la cea mai bună carte, cea mai bună parte din cartea Apocalipsa. E, dacă vreți, ca desertul acela bun pe care îl servești după o masă copioasă. Iată-ne, de fapt, ajunși la frontiera finală a eternității. Și în fața noastră, capitolul 21, ne aduce un cer nou și un pământ nou. După ce am parcurs împreună capitol după capitol din această carte și am zărit ceva din sala tronului, ni s-a descoperit planul pregătit de Dumnezeu de înainte de temerea lumii materiale, am văzut pedepsele lui Dumnezeu care curg, cele șapte peceți, cele șapte trompete, cele șapte urgii, anticristul judecata desfrânatei celei mari, venirea glorioasă a lui Hristos, legarea și aruncarea în iad a diavolului, judecata finală. Iată-ne că am ajuns la lumea cea nouă. Lumea cea nouă care este descrisă de Apostolul Pavel în 1 Corinten, capitolul 2, versetele 9 și 10, lucrurile pe care ochiul nu le-a văzut urechea nu le-a auzit și inima omului și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce l iubesc și urme. Scuzați-mă, urmează versetul 10. Nouă, însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Ieri dimineață când m-am trezit, am găsit un mesaj pe telefonul meu. Un mesaj care venea din partea pastorului Aurel Dumitraș, din Chiscani. Și el începea așa. Cu ochii deschiși a țintit spre cer, fără niciun zgomot, înconjurată de toți copiii, scumpa mea soție, astăzi la orele 4.45. A plecat la Mântuitorul nostru al tuturor. Conversația telefonică pe care am, am avut-o cu el mai târziu mi-a spus că Toată noaptea aceea a întrebat cât mai este până dimineață, pentru că vreau să mă duc să mă odihnesc. Toți copiii au stat în jurul ei, una dintre fete a ținut-o în braț, au cântat împreună un cântec. Când Paula n-a mai putut cânta, pentru că vocea nu mai ajuta, a făcut gesturi din mână, ca și cum ar conduce cântarea cu mână poi s-a oprit și a avut ultimele respirații. Paula a ajuns acasă. Pentru Paula, ceea ce noi predicăm, eu predic în dimineața asta, este o realitate. Într-o zi, eu și cu dumneavoastră vom avea ultima respirație pe Pământul acesta. Și atunci vom fi invadați de bucuria aceea care nu poate fi măsurată. Vom ajunge să vedem, să experimentăm cerul nou și Pământul nou. Este o descoperire extraordinară aici, în Apocalipsa 21. Dar, în timp ce ne uităm la modul în care Dumnezeu descrie cerul, trebuie să constatăm că oamenii au foarte ciudate idei, păreri cu privire la Rai. De obicei, acestea se exprimă la înmormântări, când nu prea poți să faci corecții teologice, pentru că oamenii sunt cu inima frântă. Și nu e loc să spui perspectiva ta exprimată în cuvintele sau gesturile astea nu, e, nu sunt biblice. Spre exemplu, sunt unii care, probabil că i-ați auzit și dumneavoastră, care spun când murim, ne transformăm în îngeri. Oare de unde vine o astfel de înțelegere? Am găsit-o undeva în Biblie? Nu, este o părere populară exprimată de cele mai multe ori în filmele americane. Sau am citit, cred că ieri sau la altă ieri, despre cineva care își lua rămas bun de la mama și o făcea public pe platformele sociale și zicea printre altele să ne vechezi de acolo de sus. Sau când moare câte un copil, unii care ar vrea să consoleze familia, merg și spun ceva de genul, cred că Dumnezeu a avut nevoie de un înger. Și de asta ți-a luat copilul. Ce poate mai cruț fi spus pentru niște părinți care își înmormântează copilul decât această frază care nu are nicio bază biblică: Dumnezeu are suficienți îngeri. Nu trebuie să ia niciun copil pentru a-l face înger. Sau auzim foarte multe glume care se fac când o să ajungi în Rai, la poartă acolo este Petru. Petru are câteva întrebări foarte grele pentru tine: dacă știi să răspunzi bine, ajungi în rai, dacă răspunzi rău, te trimite direct în iad. Sau, până la urmă, o să ajungi în rai, dar mai întâi trebuie să treci așa printr-o perioadă intermediară ca să fii curățit de păcate și, eventual, cineva să se roage pentru tine și să facă anumite gesturi ca sufletul tău să meargă unde trebuie nu-i de mirare că oamenii au reacții foarte diferite atunci când aud asemenea perspective, iar unii nici nu vor să mai ajungă în cer. La ce ar trebui un asemenea rai descris în termeni aceștia? Dar noi citim în cuvântul lui Dumnezeu faptul că Isus s-a dus să ne pregătească un loc. Și iată cum exprimă El acest lucru în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 2, partea a doua și versetul 3. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Ei bine, aici în Apocalipsa 21, text pe care urmează să-l citesc, facem cunoștință exact cu locul acesta pe care s-a dus Mântuitorul să-l pregătească. Un cer nou și un pământ nou, altfel spus, raiul etern. Câteva observații preliminare. Raiul ceresc, raiul sau cerul sau împărăția lui Dumnezeu, găsești conceptul acesta de 520, 532 de ori în Biblie, iar de 171 de ori apare la plural cerurile, de peste 700 de ori Biblia vorbește despre cer. Asta înseamnă că este un subiect foarte important. Deși vorbim despre casa noastră eternă, totuși, Biblia nu ne dă foarte multe detalii, nu răspunde curiozităților noastre. Când Biblia vorbește despre cer, sunt cam trei moduri în care o face. Cerul terestru este atmosfera. Aici avem expresii de genul păsările cerurilor. Apoi, Biblia vorbește despre cerul extraterestru sau universul observabil. Și noi vorbim despre corpurile cerești, nu așa? Soarele, luna, stelele. Și citim în psalmi că toate acestea spun slava lui Dumnezeu. Când vezi macrocosmosul, creat într-un mod atât de inteligent de Dumnezeu. Dar Biblia vorbește și despre rai sau despre cel de-al treilea cer. Pavel spune despre sine că a fost răpit până la al treilea cer. Este, dacă vreți, cerul cerurilor. Este raiul lui Dumnezeu. Este locul unde se manifestă slava lui Dumnezeu. Iar Biblia ne spune că pentru noi credincioșii ceva foarte special înseamnă cerul. E determinat de faptul că cetățenia noastră este în ceruri. Cu alte cuvinte, orice credincioasă are cel puțin două cetățenii. În timp ce eu, spre exemplu, am pe cea de român, că locuiesc aici, împreună cu mulți dintre dumneavoastră avem o cetățenie care ține de o altă împărăție. Iar Pavel, convins de această realitate, spune pentru mine: A trăi este Hristos, iar a muri este un câștig. Nu contează cât de bun, confortabil este pământul acesta pentru noi, cerul va fi incomparabil mai bun. Cinci realități pe care vreau să le subliniez din Apocalipsa, capitolul 21, cu privire la cer realități ce te vor uimi când vei ajunge în noul cer. Prima dintre ele, cerul nou presupune distrugerea celui vechi. Iată cum începe Apocalipsa, capitolul 21, versetul 1. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou. Pentru că cerul din tâi și pământul din tâi trecuseră, Maria și Maria nu mai era. Ceea ce noi vedem acum, tot universul acesta, în toată splendoarea lui, într-o zi, nu va mai fi. Și ca să se facă loc cerului și pământului nou, acesta va fi distrus. Am văzut același lucru și în capitolul precedent din Apocalipsa, în versetul 11 din capitolul 20. Apoi am văzut un scaun de Domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Creația, dacă vreți, este readusă la starea de energie. Nu va mai fi pământul așa cum îl știm noi. Nu vor mai fi munții Dobrogei, munții Carpați, mările așa cum le cunoaștem noi. Nu vor mai fi câmpiile și luncile care ne plac. Nu va mai fi România, nici Europa, nici un alt continent sau o altă insulă. Nu va mai fi planeta Pământ sub Soare. Toate lucrurile, așa cum le vedem noi, nu vor mai fi pentru a face loc cerului și pământului nou. Iată cum descrie autorul epistolei către Evrei în capitolul 1, versetele 11 și 12. Ele, corpurile cerești, vor pieri. Dar tu rămâi, toate se vor învechi ca o haină, le vei face sul ca pe o manta și vor fi schimbate. Dar tu ești același și anii tăi nu se vor sfârși. Totul într-o zi se va face ca un scrum. Evanghelia după Matei, capitolul 24, cu versetul 35, surprinde cuvintele Mântuitorul, cerul și pământul va trece, cerurile și pământul vor trece, dar cuvintele mele, spunea Mântuitorul, nu vor trece. Da, lumina, căldura produsă de soare consumă din masa solară 4, 4 200 de tone în fiecare secundă. Asta înseamnă că într-o zi soarele acesta se va consuma va ajunge la un sfârșit. Pământul acesta pe care noi locuim a fost proiectat de Dumnezeu pentru a fi temporar. Și apoi citim în Coloseni, capitolul 1, cu versetul 7, ceva uimitor, de, 17 despre Hristos. Ne spune, El este mai întâi de toate lucrurile și toate, tot ce există în universul acesta, în cea mai mare parte, necunoscut de noi, toate se țin prin El. Și într-o zi, Hristos, cel care ține toate prin El, le va lăsa. Și în momentul când va face lucrul acesta, totul se va distruge. Iată aceeași idee spusă de Apostolul Petru. În 2 Petru, capitolul 3, versetul 7 și apoi de la 10 la 13. Iar cerurile. Și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua judecății și de peirea oamenilor nelegiuiți. Versetul 10. Ziua Domnului va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet. Trupurile cerești sau corpurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu. Tot ce este pe el va arde. Deci, dacă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului? Dar ascultați promisiunea din versetul 13. Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Ce perspectivă deosebită avem, nu așa? În timp ce totul dispare, credinciosul are această speranță în noua creație a lui Dumnezeu, da? Prima uimire. Pentru noi, când ne uităm la cer, este că pământul și cerul, așa cum îl știm noi, într-o zi toate acestea vor dispărea. Al doilea lucru. Va fi un design nou, diferit, altfel. Iată versetul 1 și 2, și apoi versetul 5. Vă rog să urmăriți în timp ce citim de câte ori apare cuvântul nou. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou. Pentru că cerul din tâi și pământul din tâi trecuseră și marea nu mai era. Versetul 2. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Versetul 5. Și cel ce stătea pe tron a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat, scrie, aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate. Noul Ierusalim gătit ca o mireasă pentru bărbatul ei. Mireasa întotdeauna se atrage atenția, nu-i așa? La toate nunțile, curiozitatea maximă este cum arată mireasa. Mă rog, pentru noi bărbați e un pic mai delicat lucrul ăsta, pentru că dacă eu, spre exemplu, merg la o nuntă unde nu este soția mea și mă întreabă cum a fost îmbrăcată mireasa, răspunsul meu este de obicei în alb. Bun, dar pot să descrii un pic? Păi ce să-ți descriu? E ca și atunci când cineva naște un copil și spui soției, știi că X a născut. Zice, dar imediat următoarea întrebare a soției este, dar ce este, e băiețel sau fetiță? Nu știu, a născut un copil. Noi bărbați avem dificultatea asta să fim un pic mai grosieri, să, mă rog, nu toți, sunt unii care sunt excepții și care sunt excepțional la capitolul acesta. Dar noul Ierusalim e îmbrăcat într totul și cu totul altfel decât ne-am așteptat noi, ca o mireasă care e împodobită. Iată, zice Dumnezeu, eu fac toate lucrurile noi în cer. Eu, când eram copil și îmi povesteam mama și tata, și auzeam despre cer, mă gândeam, bun, și ce o să fac o veșnicie în cer? Adică, eu aici mai ies pe stradă, mă mai joc cu copii, mai fac activități dintre astea care îmi fac plăcere, dar. Să stau o eternitate. Cum e eternitatea aia? Nu știu, când vreau să vă gândiți la eternitate, până unde ajungeți? Până undeva eu ajung și după aceea nu mai știu. Și ce -o să fac? Nu să mă plictisesc? Dragii mei, în cer totul va fi nou întotdeauna. Cerul nou și pământul nou este anticipat încă din Vechiul Testament. Iată, Profetul Isaia, în capitolul 65, versetul 17, spune: Căci eu, căci iată eu fac ceruri noi și un pământ nou, așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile din trecut și nimănui nu-i vor, nu vor mai trece prin minte. Nu-ți vei aduce aminte. De nimic din trecut pentru că totul va fi nou. Cuvântul nou de aici nu este în sens cronologic ceva care apare după altceva, ci este unul care surprinde calitatea, este cu totul diferit, e de o altă calitate, e ceva total diferit de cât am cunoscut noi. Așa este cerul și pământul pe care îl creează Dumnezeu, cerul nou și pământul nou vor fi calitativ diferite de cele prezente. Noi, când citim Apocalipsa și Biblia în general, înțelegem că vom trece prin mai multe faze până ajungem la finalitate. Avem parte de moartea fizică, când partea materială din noi se desparte de partea spirituală. Duhul se întoarce la Dumnezeu, iar trupul merge în țărână și ne amintim de fiecare dată cuvintele spuse de Dumnezeu lui Adam. Din țărână ești și în țărână te vei întoarce. Dar lucrurile nu se opresc acolo. Biblia ne vorbește de faptul că există o înviere a morților. O înviere a morților care va duce la transformare radicală. Vom avea trupuri noi, așa cum a avut și Hristos după înviere. Și apoi, Urmează judecata. Pentru cei credincioși, nu judecata prin care este stabilită mântuirea sau nemântuirea ta, ci judecata de evaluare. Și apoi urmează eternitatea, un cer nou și un pământ nou. Și toate vor avea un design atât de diferit. În al treilea rând, nu vor mai fi mări. Nu vor mai fi oceane, așa spune versetul 1. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul din tâi și pământul din tâi trecuseră și marea nu mai era. Citiți, vă rog, versetul 23 din același capitol. Nu va mai fi soare, nu va mai fi lună, implicit nu vor mai fi stele, totul va fi diferit. Clima determinată pentru noi de apă, de soare, de lună, nu va mai fi. Lumea viitoare va opera într-un alt sistem. Dacă astăzi 90% din sângele nostru este apă și 65% din corpul nostru este apă, dacă astăzi nu consumăm apă, murim, nu va mai fi la fel în eternitate. Totul va fi nou. Totul va fi diferit. Nu va mai fi circuitul apei în natură cu evaporare, cu distilare, condensare și așa mai departe. Trupuri noi care vor trăi în condiții climatice noi. Apele, oceanele, ați că de multe ori acestea sunt granițe, e un continent dincolo de apă, e o altă țară dincolo de un râu, acolo nu va mai fi Apa aceasta. Nu vom mai fi separați. Nu vom mai fi români și unguri sau bulgari sau ce vreți dumneavoastră. Vom fi poporul lui Dumnezeu. Da, vom avea trupuri noi. Apele, oceanele și mările care ne-au despărțit nu vor mai fi. Dar va fi o altfel de apă. Iată cum o descrie Dumnezeu aici. În Apocalipsa de data asta, capitolul 22, versetul 1, și mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul care iese din scaunul de Domnie al lui Dumnezeu și al mielului. Da, nu va mai fi mare dincolo. În al patrulea rând, cerul nou nu ne va fi familiar. Unii spun, când moare cineva, drag, cred că ajunge acolo și. Vai, cât de mult a plăcut fotbalul. Bănuiesc că o să joace. Acum el joacă fotbal acolo. Vai, cât de mult a plăcut pictura. A, cred că Dorin o să cânte la chitară acolo. În chitară aia nouă, care între timp nu mai este, da? Da, a, proiectăm realități din lumea asta pentru că atâta știm. Suntem limitați. Și proiectăm realitățile de aici, dincolo, da? Totul va fi diferit. Totul va arăta diferit. De exemplu, eu mi-amintesc că când am cântat în cor, poate cei care nu știți, am cântat în cor, să știți. Mă rog, pentru unii dintre dumneavoastră era înainte de Hristos, dar totuși era în era noastră. Era un cântec care spunea la un moment dat: Cântă îngeri din chitări, cântă mii de melodii. E frumos, e, e o exprimare artistică. Dar cerul va fi diferit, să știți. Nu vom recunoaște nimic acolo. Va fi atât de necunoscut pentru noi totul. Și am auzit, spune versetul 3, un glas tare care venea dinspre tron și zicea Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Iată ce va fi acolo. Cortul lui Dumnezeu cu oamenii el, Dumnezeu, va locui acolo, în mijlocul poporului său. Oare nu asta le-a spus Dumnezeu evreilor când i-a cerut lui Moise să construiască un cort, după imaginea cortului pe care el l-a văzut atunci când a fost pe muntele Sinai? Și Dumnezeu a spus, acolo, în cortul acela al întâlnirii, vreau să mă întâlnesc cu voi. Ei bine, de data aceasta. Vom locui împreună cu Dumnezeu și Dumnezeu va fi Dumnezeul nostru, El va fi într-o relație atât de apropiată cu noi. În cer vom fi cu Dumnezeu într-un mod foarte unic. Nu vom mai privi cerul ca printr-o mahramă, ca printr-o oglindă în chip întunecos, pentru că îl vom vedea pe Dumnezeu așa cum este. Ce nu va fi acolo? El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai fi, spune versetul 4, nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Apropo, dacă n-ajung la slujba dumneavoastră de mormântare, ați putea lua predica asta pentru atunci. Pentru că ea vă va spune multe despre marea noastră speranță pentru cei care murim în Domnul. Ce nu va fi acolo, nu vor mai fi lacri. Îți amintești de ziua în care ai plâns? Eu am o familie aici în Galați care, mă rog, într-un anumit fel, mi-a amintit de multe ori, din punctul meu de vedere, de prea multe ori, de un moment din copilăria mea. M-au lăsat părinții mei la ei pentru a rezolva ceva treburi în oraș. Și normal că am început să plâng. Și cum plângeam? Tăticuțul meu, flaneluța mea. Nu, găseam, nu era nimic obișnuit în jurul meu. Trebuia să am figura tatălui și ploveraș, ploverașul acela care să-l țin măcar în mână. Dar nu vă imaginați că eram de 10, de 15 ani și mă întâlneam cu membra acelei familii și îmi spunea, el este cu tăticuțul meu și flaneluța mea. Da. Am plâns, am plâns când a murit tata, am plâns când a murit sora mea Estera. Au fost momente în care am plâns necontrolat. A fost foarte multă durere, foarte multă ruptură. Poate ai plâns că ai fost la un moment dat singur, poate ai avut anumite lipsuri, poate ai trecut printr-o traumă sufletească. Am Ascultat acea știre săptămâna asta cu băiețelul acela ținut de la 8 ani până la 13 într-o cușcă, bătut cu biciul și trimis la oi. Nu știu dacă ați văzut, nu poți să te uiți la ea. Încerc să mă gândesc când copilul acesta se va întoarce la Domnul și cineva va trebui să-l păstorească și va descoperi aceste traume care îl vor marca pentru tot restul vieții. Câtă durere! Câtă durere poartă anumiți oameni în sufletul lor! Nici nu bănuim! Sau poate chiar tu în această dimineață ești într-o astfel de situație. Dar, dragul meu, notează ce promite Dumnezeu aici. Nu vor mai fi lacrimi. Primul lucru pe care îl va face Dumnezeu, când tu vei ajunge acolo, se va opri în dreptul tău, dar nu pot să mă imaginez momentul acela. Nici nu pot să mi imaginez cum a fost momentul acela când Paula le-a zis lor, mă duc să mă odihnesc. Și a intrat în cealaltă dimensiune. Și când Hristos a îmbrățișat-o. Acum o lună am fost cu Nelly la ei acasă. Și am fost foarte tulburat. Paula, ai de -o seamă cu mine. Un povestit, una alta, cât se putea povesti, a fost foarte coerentă. Și mi-a spus, Mihai, aș vrea să vii să predești la mormântarea mea. Fu, am crezut că nu mai pot vorbi când mi-a zis expresia asta. Dar încerc să-mi imaginez cum a fost atunci când Hristosul pe care i-a slujit. I-a spus, bine, ai venit acasă. Vino să șterg lacrimile. Și el va șterge Orice lacrimă din ochii tăi. Nu vor mai fi lacrimi acolo. Nu vor mai fi. Vedeți, dumneavoastră, noi vrem să trăim cât mai mult, nu-i așa? La mulți ani ne cântăm și foarte frumos. Să nu mă înțelegeți greșit. Ne dorim sănătate, ani mulți și fericiți, dar câteodată am impresia că noi suntem într-o fugă. De locurile adevărate. Parcă fugim de adevărata noastră casă. Acolo unde nu vor mai fi lacrimi și nu se oprește doar la asta, zice, nu va mai fi moarte. În următoarele 24 de ore, la nivel global, vor muri 150.000 de persoane. Asta înseamnă cam 6,7 milioane de oameni pe an. Dragii mei, în cer nu va mai fi moarte. Nu vor mai fi slujbe de mormântare, nu vor mai fi capele funerare, nu vor mai fi cimitire, nu, nu vor mai fi acele despărțiri înlăcrimate, nu vom mai trăi cu frica morții. Dacă nu va mai fi moarte, înseamnă că nu va mai fi nimic din ceea ce cauzează moartea. Nu vor mai fi doctori, nu o să mai trăiești cu teama că urmează să ajungi la dentist să-ți rezolvi care aia și te apucă groaza când te apropii de cabinetă, strece trece instant nu vor mai fi farmacii nu vor mai fi boli, nu vor mai fi spitale e, hei, pregătiți-vă pentru o lume bună cuvintele mele sunt cuvintele mămicii care a încercat să explice copilului ei care nu vedea cât e de frumos cerul albastru Atâta pot să vă spun, pentru că nici eu nu cunosc mai mult. Nu va mai fi jale, acolo nu va mai fi tânguire, nu va mai fi niciun motiv de tristețe, nicio depresie, nu va mai fi anxietate, nu o să mai fie salutul acesta, să ai o zi bună. Păi de ce îmi trebuie o zi bună? Toate zilele sunt bune. Ai grijă de tine să nu se întâmple nimic rău. Nu mi se poate întâmpla absolut nimic rău. Amă și limbajul nostru va trebui să se schimbe, va fi foarte diferit. Nu va mai fi durere. În lume, de-a lungul unui an, se cumpără, fără rețete, medicamente pentru calmarea durerii în valoare de 22 de miliarde de dolari. Dacă adăugați ce se distribuie în spitale și cu rețete, probabil că cifra asta e greu de imaginat. În cer nu va mai fi durere nu mai trebuie să-ți cumperi niciun medicament. Nu vor mai fi relații rupte, vom avea un trup desăvârșit, nu vei mai avea nicio ceartă, nu mai avea nicio tensiune cu nimeni, nu va trebui să te mai confrunți cu soacra. Mă rog, am vrut să spun cu socru, că depinde. Cu nimeni, nu știu dacă... Cu nimeni n-a trebuit să te mai confrunți. Nu va mai fi cazul să reconciliezi nicio relație nu va mai fi cazul să ierți pe cineva. Nu vei mai avea pe cine ierta. Nu va mai fi nicio durere. Apoi mi-a zis, zice versetul 6, s-a sfârșit. Eu sunt alfa și omega, începutul și sfârșitul, celui căruia îi este sete, îi voi dea să bea fără plată din izvorul apei vieții, este această imagine a abundenței, a satisfacției. Nu vei mai experimenta tânjirea sufletului tău. Totul va fi de plin. În al cincilea rând, și asta e partea cea mai grea, cerul nu va fi pentru oricine. Versetele 78 Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi al meu, va fi fiul meu. Cât despre lași, necredincioși, scârboși, ucigași, desfrânați, vrăjitori, idolatri și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu puceasă, adică moartea a doua. Dragii mei, cerul este exclusivist. Nu oricine va ajunge acolo. Nu poți trăi, nu te înșela, nu te minți, te rog frumos, nu te minți pe tine în sus crezând că poți să trăiești oricum și vei ajunge în cer, pentru că nu există așa ceva. Nici măcar toți cei care sunteți parte la această slujbă, nu veți ajunge toți în cer. Nu vă spun asta ca să vă sperii, și vă spun ca pe realitate, nu veți ajunge toți în cer. Pentru că în timp ce se predică cuvântul, unii ați stat tot timpul pe telefon, ați fost într-o altă lume, dar ați fost prezenți aici, ați dat ignor la această realitate. Nu veți ajunge acolo pentru că a fost prea serioasă chemarea lui Dumnezeu să ieși din lume, să ieși din păcat, să ieși din fără de lege să renunți, să întorci spatele la trecut și să vii la Hristos. Da, nu oricine va intra acolo. Cine ajunge acolo, Biblia spune, cel ce va birui. Numai cine va birui. Asta e ideea centrală, cumva, întregii cărți Apocalipsa. Cine va răbda până la capăt. Cine va birui, acela va fi mântuit. Fratele meu și sora mea, tânăr și vârstnic, suntem într-o luptă spirituală. Diavolul ne urăște și vrea să ne ia sufletul nostru, să ne-l ducă în locuința morților, în iad. Și Biblia ne spune, cine va lupta până la sfârșit, Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Cine ajunge, cel ce biruiește. Acesta spune Apocalipsa, va mânca din pomul vieții. Nu va fi vătămat de moartea a doua. Va mânca din mana ascunsă va primi o piatră albă pe care este scris un nume nou știut doar de cel care îl primește va fi îmbrăcat în haine albe își va păstra numele în cartea vieții numele lui va fi mărturisit înaintea Tatălui și înaintea îngerilor lui va fi un stâlp în templul lui Dumnezeu și numele cetății lui Dumnezeu, noul Ierusalim care se pogoară din cer de la Dumnezeu și numele cel nou al lui Hristos va ședea împreună cu Hristos pe scaunul lui de domnie. Așa că dacă în dimineața aceasta tu nu ești un credincios al lui Isus Hristos, dacă nu ți-ai mărturisit păcatele, dacă nu te-ai pocăit de ele, n-am nicio veste bună pentru tine. Îți spun direct, e mai bine să mă auzi spunându-ți asta și să faci ceva pentru a salva sufletul. Vei fi aruncat în iazul care arde cu foc și cu puceasă, adică în moartea a doua. E tulburătoare partea aceasta. Dacă ești un credincios, dacă ți-ai mărturisit păcatele, dacă te-ai pocăit, dacă ai crezut în Domnul Isus Hristos, dacă trăiești pentru El, atunci viitorul tău este luminos. Da, ne bucurăm de o viață frumoasă în lumea aceasta cu Hristos, dar în timp ce trăim această bucurie, tânjim după ceva mai mult. Deoarece am fost creați pentru altă lume, Dumnezeu ne-a creat pentru cerul nou și pământul nou, de aceea Niciodată nu ne vom găsi împlinirea în mod de plin aici. Iată ce te așteaptă pe tine, care ți-ai pus încrederea în Hristos, care ți-ai rezolvat problema păcatelor, care trăiești pentru Hristos. Citesc acum din același capitol 21, de la versetul 9 până la sfârșitul capitolului. Priviți ce-l așteaptă pe cel credincios. Apoi. Unul din cei șapte îngeri care ținea cele șapte potire pline Cu cele din urmă șapte urgii A venit și a vorbit cu mine și mi-a zis Vino să-ți arăt mireasa, nevasta mirelui Știți despre cine e vorba, nu? E, e ceva pe aici, mireasa Domnului? Aleluia, nu e așa? Și Domnul vine și zice Vino să-ți arăt această mireasa mea, da? Mireasa Domnului și m-a dus în Duhul pe un munte mare și înalt și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul care se cobora din cer de la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu, lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspe străvezie, ca și cristalul. Era înconjurată de un zid mare și înalt, avea 12 porți și la porți 12 îngeri și pe ele erau scrise numele celor 12 seminții ale fiilor lui Israel. Spre răsărit erau trei porți, spre miază zi trei porți, spre miază... Scuzați-mă, miază zi și miază noapte, pentru mine nu știu exact ce înseamnă, nu și noi sud, da? Iertați-mi ignoranța, da? Trei porți la apus și alte trei porți unde n -am, n -am, citit. Versetul 14. Zidul cetății avea 12 temelii și pe ele erau cele 12 nume ale celor 12 apostoli ai mielului. Îngerul care vorbea cu mine avea o măsurătoare, o, ca măsurătoare o trestie de aur ca să măsoare cetatea, porțile și zidul ei. Cetatea era în patru colțuri. Și lungimea era, ei era cât lărgimea. A măsurat cetatea cu trestia și a găsit aproape 12.000 de prăjini. Lungimea, lărgimea și înălțimea erau de o potrivă. I-a măsurat zidul și a găsit 144 de coți după măsura oamenilor, căci cu măsura aceasta măsura îngerul. Zidul era zidit de iaspis și cetatea era de aur curat, ca sticla curată. Temeliile zidului cetății erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul. Cea din tâi temelie era de iaspis, a doua de safir, a treia de calcedonie, a patra de smarald, a cincea din sardonix, a șasea de sardiu, a șaptea de crisolit, a opta de berila, a noua de topaz, a zecea de cristopaz, a unsprezecea de iacint, a 12a de ametist. Cele 12 porți erau 12 mărgăritare fiecare poartă era dintr-un singur mărgăritar. Ulița cetății era de aur curat ca sticla străvezie. În cetate n-am văzut niciun templu. Pentru că Domnul Dumnezeul cel puternic ca și mielul sunt templul ei. Cetatea n-are trebuință nici de soare, nici de lună ca să o lumineze căci luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul, neamurile. Vor umbla în lumina ei și împărații pământului își vor aduce slava și cinstea lor în ea. Porțile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va fi noapte. În ea vor aduce slava și cinstea neamurilor. Nimic întinat nu va intra în ea. Nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, și numai cei scris în cartea vieții mielului. Tot ce pot spune este, vină Doamne Iisuse. Două lucruri în concluzie. Trăiește-ți din, vremelnicia din perspectiva veșniciei. Dragii mei, frați, surori, tineri, bărbați, femei, casa noastră nu este aici. Aici suntem în trecere. Doi, nu facem altceva decât să ne pregătim pentru destinația finală. Și în timp ce contemplăm tot ceea ce ne prezintă Apocalipsa 21 și ne simțim aproape de prezența lui Dumnezeu, să nu uităm niciodată promisiunile pe care Dumnezeu ne le face în cuvântul Său. Vom ajunge în prezența Sa, unde lacrimile vor fi șterse, Moartea nu va mai fi, vom avea altfel de trupuri, vom trăi într-un cer nou și un pământ nou. Așa că vreau să vă invit pe toți credincioșii, rămâneți încrezători în Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când avem ultima respirație pe pământul acesta, fraților, nu ne sfârșim. Nu intrăm în neființă, cum spun unii, ci intrăm în eternitate pentru a fi cu Dumnezeu. Dar dăm voie să-ți adresez o întrebare. Este Isus Hristos mântuitorul tău personal? Ai tu păcatele spălate în sângele lui Hristos? Te-ai pocăit de ele? În Apocalipsa, capitolul 21, suntem Conduși spre această viziune extraordinară a viitorului glorios al lui Dumnezeu. Dar nu uita, ultimul verset pe care l-am citit spune, versetul 27, nimic întinat, necurat nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Asta ne spune că Dumnezeu este sfânt și înaintea lui nu poți intra cu păcat, cu impuritate, nu poți intra așa cum ești. Așa că este crucial să înțelegi că păcatul te împiedică și nu poți să intri în prezența lui Dumnezeu. Dar nu totul este pierdut. Tu nu ești la voia întâmplării aici. Dumnezeu încă te cheamă. Te cheamă la pocăință, te cheamă să te întorci la El, că prin pocăință, prin mărturisirea păcatelor, putem primi iertarea lor. Este o chemare la schimbare pe care Dumnezeu ți-o face. Este o chemare la a ne întoarce cu toată inima la Dumnezeu. Deci vreau să te invit astăzi, recunoașteți păcatele, recunoașteți-le și vin înaintea lui Dumnezeu. Inclusiv faptul că nu mai trăiești în dragostea din tâi și credința creștină pentru tine a ajuns doar un ritual rece, un formalism. Pocăiește-te și de lucrul acesta. Da, el te așteaptă cu brațele deschise. Este gata să-ți dea șansa să o iei de la început, nu-ți împietri inima. Nu-ți spune că o să o fac mai târziu, pentru că ziua de mâine nu este a ta. Astăzi, dacă aude cineva glasul lui Dumnezeu, să nu-și împietrească inima. Doar astăzi poți beneficia de har, pentru că mâine nu este al nostru. Și dragii mei frați, închei, invit aici echipa de laudă și închinare, închei cu ceea ce spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5. Știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Și gemem în cortul acesta, plin de dorința de a ne îmbrăca peste el cu locașul ceresc. Da, asta este încrederea noastră. Când trupul acesta, când casa aceasta se va desface, ne vom muta pentru a fi în prezența lui Dumnezeu. Tare mult mi-aș dori să nu lipsească niciunul. Absolut niciunul. Aș vrea să ofer posibilitatea unui moment în care poate unii dintre noi avem nevoie să reînnoim dedicarea noastră pentru Domnul. Alții poate avem nevoie să ne pocăim. Pentru că păcatul ne desparte de Dumnezeu și vreau să vă invici pe unii și pe alții. Poate unii vedeți că dragostea pentru Domnul s-a răcit. Și Domnul ne-a spus în cartea aceasta, întoarce-te la dragostea din tâi, pocăiește-te, aduți aminte de unde ai căzut și întoarce-te. Vreau să vă invit pe toți să vă ridicați. vrea în timpul acestei cântări să facem aici un loc pentru toți cei care vor să vină în mod special înaintea lui Dumnezeu, care vor să reînnoiască viața lor spirituală, care vor să se pocăiască de păcatele lor care vor să se întoarcă la Dumnezeu. Vino, indiferent cine ești, bărbat, femeie, tânăr, copil, haideți să ne rugăm împreună, haideți să petrecem aici un timp înaintea lui Dumnezeu rugându-ne. Cobor aici și vreau să rămân aici rugându-mă cu dumneavoastră.